150 de oameni dintr-o comună din Suceava sunt izolați în case după ce un consătean abia venit din străinătate a intrat în contact direct cu ei și abia acum două zile a aflat că este infectat cu noul coronavirus. Bărbatul de 57 de ani s-a întors pe 4 martie din Belgia, când situația nu impunea izolarea la domiciliu. Și relaxat s-a întâlnit cu toți prietenii lui din gruparea religioasă Oastea Domnului. Una dintre aceste adunări se organizase chiar la un restaurant. Mai multe aflăm acum de la colega mea Ana Maria Rus. Bună ziua, Ana, te ascultăm! Bună ziua, Monica! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bărbatul lucrează ca șofer pe tir în Belgia. Primarul comunei spune că acesta s-a întors în România pe data de 4 martie, când Belgia nu era declarată zonă de pericol. Așa se face că apoi nu a mai stat în casă și a intrat în contact cu cele 150 de persoane, susține edilul. Săteanul a participat la mai multe slujbe și întâlniri religioase, una care a fost ținută chiar într-un restaurant. În plus, și-a vizitat prietenii și rudele. A mers la spital apoi când a avut simptome de răceală, iar acolo i s-au recoltat probe inclusiv pentru coronavirus. După ce a fost găsit pozitiv și internat, primarul comunei a luat măsuri, a limitat accesul în primărie și a închis târgul de mașini și piața publică. Ancheta epidemiologică este acum în plină desfășurare. Acestea au fost deocamdată informațiile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.